Bună ziua, Petronela, ție și invitatului tău, doamnelor și domnilor, iată ce subiecte vă propun în jurnalul de astăzi. Basilica Botecă este unul dintre liberalii asumați care are curajul de a-i trage de mânecă pe liderii liberalilor hunedoreni pentru modul haotic, dar cel mai des slugarnic și preferențial în care coordonează partidul. Acum, senatorul Basilica Botecă trage ponoasele după criticile realiste lansate nu doar în spațiul public, ci și în partid, cu intenția de a salva ce se mai poate salva din PNL. Hunedoara. De Crăciun, Basilica Botecă a primit cel mai jenant cadou din partea colegului său de partid, Florin Oancea, care l-a determinat să renunțe la biroul parlamentar. De ieri, senatorul Basilica Botecă a început să-și caute sediu pentru biroul parlamentar. A refuzat să semneze noul contract de închiriere din cauza clauzelor impuse de președintele PNL Deva, actualul primar Florin Oancea. Și ce faceți în această situație, iată, în care ați primit un contract gata, modificat, schimbat în condițiile în care nu a existat o discuție prealabilă? Glumea cineva cu mine și mi-a indicat să-l rog pe domnul primar să-mi dea o căsuță din Târgul de Crăciun, că mi-a spus că e ceva mai ieftină decât cheltuiala la sediul PNL-ului. Sediul PNL-ului pe care trebuie să vă spun că sunt între cei care au contribuit cu bani să-l cumpăr, să-l amenajăm, să nu știu ce, alături de alți prieteni care și ei între timp au plecat sau sunt în curs să plece sau să fie dați afară din Partidul Național Liberal la această oră. În fine, dacă așa a hotărât... Deci problemele escaladează. Dacă așa... Asta nu mă supăr. Astăzi am început vorbit de real, să-mi caut un spațiu unde să mă așez, să-mi găsesc lucrurile, unde să mă întâlnesc cu oamenii. Adică nu țin în mod morțiș să... Probabil că într-un mod sau altul au vrut să scape de mine de acolo, ca să spunem pe românește. Mai multe declarații critice, dar realiste, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect după jurnalul de știri.